Jul Angst spune că nu cunoaște foarte bine sistemul de psihiatrie din România, dar din ce a putut observa, este pe drumul cel bun. Din ce am văzut, sistemul din România este bine organizat. Importantă este apropierea dintre doctor și pacient. Personalul medical își dedică timp relației cu pacientul, nu doar face munca la calculator. Din păcate, românii sunt reticenți în a recunoaște că se confruntă cu o afecțiune psihică. Numai că, netratată, aceasta s-ar putea transforma într-o problemă gravă. Dacă te doare ceva, te duci la medic, iei o pastilă. Tot așa trebuie să se întâmple și când o persoană suferă de depresie. Este același lucru. În cazul unui bolnav psihic, a mai spus Jul Angst, este important ajutorul familiei, care trebuie, în primul rând, să-l creadă și apoi să-l susțină. Pe de altă parte, este necesar ca medicul psiholog să înțeleagă că fiecare pacient este unic și are nevoie de tratament individual.